Hei, salutare, dragi prieteni! Mă numesc Caraman Elian, sunt din Republica Moldova. La moment sunt elev în România. Am doar 19 ani și la vârsta asta am hotărât să fac o schimbare radicală în viața mea, prin intermediul programului de dezvoltare personală Uncage Experience, care a dat viață un autor, un bun mentor, un speaker, un antreprenor, dar pur și simplu o persoană extraordinară. Vadim Țurcanu, Vadim, salut! Vreau să spun că eram un om de rând ca oricine, aveam frici enorme, mi era frică să vorbesc ceva în public, mi era frică să fiu deosebit de alții. Aveam scopuri la care nici nu știam cum să ajung, găseam mereu scuze când reușeam ceva, învinovățeam pe alții, numai nu pe mine, desigur. Toate acestea au fost printr-un moment, până când am mers la Uncage, și am înțeles că viața mea e ușoară decât se pare și că are alte legi față de cele care le știam eu. Aici am învățat să lupt cu fricile mele, să trec peste ele. Am învățat să ascult. Am învățat să vorbesc în public sau cu o persoană, ceea ce e foarte important să știți asta. Ceea ce vorbești cu o persoană e altă temă. Am învățat să ascult, să fac ceea ce îmi spun instinctele mele, pentru că doar așa mă pot descoperi, doar așa pot să aflu cine sunt eu, care sunt scopurile și talent, care e scopul și talentul meu în viață. Pe când eu credeam că niciodată așa nu voi fi, dar uitați că eu sunt. Ceea ce ține de prețul acestui eveniment, eu zic că nu are nicio valoare în comparație cu căldura, sentimentele, emoțiile care sunt transmise acolo. Și ele au o valoare necomparabilă. Doresc foarte mult ca acest eveniment să continue să dezvolte, să crească cu ajutorul tău, cu prezența ta. Nu contează, ești tu prieten, ești cunoscut sau necunoscut, vreau să vii aici, să te cuprind, să te cunosc. Și atunci tu vei încerca să te recunoști pe tine, pentru că nu vei mai fi tu acel din trecut, vei fi tu acel de acum. Așa că dacă ai ceva, o problemă, sau pur și simplu nu ți iese ceva în viață, vreau, sau niște întrebări la care nu știi răspunsul, le găsești aici la Uncage împreună cu noi. Nu noi îți vom da răspunsul la întrebările tale. Tu îl știi. Noi pur și simplu te vom ajuta să cauți în tine. Asta a fost. Vă mulțumesc foarte mult că ați găsit timp să mă ascultați. Vă iubesc și vă cuprind. Vadim, salut și ție. O zi bună la toți. Pa, pa!